biluțe cu nucă și cu prune uscate, date prin nucă și cacao. Sunt delicioase. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face biluțe cu nucă și cu prune uscate. Vedeți? Cu nuci și cu prune uscate. Pentru biluțele noastre, cu nucă și cu cu prune uscate, vom avea nevoie de 100 de grame de nucă. Bună ziua, Rodica! 100 de grame de nucă prăjită și măcinată. Vom avea nevoie de 70 de grame de făină de quinoa. O puteți înlocui tot cu nucă sau cu făină de migdale, dacă doriți. Apoi 220 de grame de prune uscate. 20 de grame de cacao, cacao amară, 50 de grame de unt, 50 de miere de albine sau de zahăr, zahăr pudră, dacă nu doriți să puneți miere. Aici am 10 grame de rom, puteți pune și fiole, esență de rom sau esență de vanilie, ce esență vă place. Și 55 de lapte, laptele îl adăugăm dacă este necesar. Și am să dau așa deoparte și o să le punem pe toate în interior. Și o să punem nuca pe toată. Punem făina de quinoa. Punem și cacao. Le amestecăm. Vom tăia prunele mărunt, 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 dar le puteți da și prin blender dacă doriți să le faceți mai mărunte. Eu am să le tai. Mi-am pregătit aici un cuțit. Tăiem prunișoarele noastre, le tăiem mărunțele. Așa, cât mai mărunțel. Să le pun așa pe masă, pe toate. Și le tăiem mărunțel, mărunțel. Cât de mărunțel puteți. Bună ziua, Vivi! Și eu te îmbrățișez! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Avem poftă de ceva dulce și dacă tot aveam și prune și nucă, zic să mai facem o dată rețeta cu prune uscate și cu nuci și de data aceasta adăugăm și unt. Așa. Mie îmi place să le schimb rețetele, să le modific. Așa. Să vedeți ce bunătate. În loc de prune uscate, puteți pune și caise uscate și curmale și smochine. Așa. Dacă doriți să fie mai moale și ca o cremă, le dați prin blender și le faceți micuțe, micuțe. Eu astăzi le las așa puțin mai mari. Oricum, când le amestecăm, se mai topesc așa din... Așa. Și acum. Vom adăuga totul aici, apoi vom amesteca bine, bine, bine. O să punem și prunele.
Vom pune și mierea. Și untul. Le punem pur și simplu pe toate. Așa. Și apoi le amestecăm cu mâna. Punem și romul. Așa. Și laptele îl adăugăm treptat. Așa, ia să amestecăm puțin așa și după aceea facem cu mânuța. În loc de făină de quinoa puteți pune biscuiți mărunți dacă doriți. Eu dimineața mi-am pregătit un iaurt cu făină de quinoa și cu nucă. Le-am măcinat bine și le-am adăugat în iaurt natural. Și acesta a fost micul meu dejun de astăzi. Așa. Și acum am să amestec cu mâna. Și adăugăm laptele dacă este necesar. Așa. Și amestecăm așa încet. Ca să ne facem pasta noastră, ca să putem forma biluțele. Apoi biluțele o să le dăm prin nucă sau prin cacao, prin ce doriți. Așa. Am să adaug și puțin lapte, puțin. Așa, nu mult. Cum se amestecă bine. Și acum trebuie amestecate bine. Am văzut ce repede se face. Puteți pune și câte o bucățică de nucă în interior, imediat le dăm formă. Doar să amestecăm bine compoziția. Mulțumesc, Vivi, îți mulțumesc din suflet. Multă sănătate îți doresc și ție. Așa. Vedeți? Cam așa arată compoziția. După ce am amestecat-o bine, ca să se unească toate ingredientele, atunci facem biluțele, dăm prin nucă sau prin cacao. Și le voi pune, eu mi-am pregătit și niște hârtiuțe mici, așa, niște forme din hârtie și o să le punem în interior. Așa. Gustați și vedeți dacă este destul de dulce, dacă vă place. O bunătate. Așa. Să mă spăl pe mâini. Și imediat le dăm formă. Și acum, cu nuca care am aici puțină nucă, eu am să o macin, o să facem biluțe și o să le dăm prin nucă. Și o să dăm și prin cacao. Și cum am spus, dacă doriți, puteți pune și câte o bucățică de nucă în interior. Ia să ne lăsăm așa câteva bucățele, ia să macin. Așa. Și să pun într-un vas aici și să măcinăm. Am să fac puțină gălăgie. Imediat. Așa. Voi pune puțină cacao, să dăm și prin cacao. Așa.
Avem bucățele de nucă. Eu mi-am pregătit aceste forme din hârtie mai mici, mai mari. Vedeți? Așa, și o să le punem în interior. Depinde cât de mari dorim să le facem. Le facem mai mici sau mai mari. Așa. Luăm cu lingurița, punem și o bucățică de nucă și întoarcem. Dacă dorim, dacă nu, le lăsăm pur și simplu fără. Așa, vedeți? Și acum le dăm prin nucă. Ia să facem cu mâna. Și le punem așa într-o formă de hârtie. Ia, uitați. Așa, și o să facem și prin cacao. O să-mi aduc aici o farfurie, să le punem așa aici peste. Să facem câteva cu nucă și câteva cu... După cum se vede, vedeți, prunele se văd în aluat. Nu știu dacă se vede aluatul cum este. Vedeți? Așa. Și luăm așa cu lingurița și facem biluțe. Și asta pun așa câte o bucățică, câte o jumătate, câte un, de un sfert, o bucățică. Vedeți? Câte o bucățică de nucă în interior. Așa. Și dăm prin nucă. Și le punem așa în formă. Și așezăm așa aici. Să le Ne dăm și încercați prin prin cacao. cacao. Câteva. Așa. Am să pun așa o bucățică, să o rup în două. O bucățică de nucă, să avem ceva crocant în interior. Așa. Și o să le dăm așa prin cacao. Și le așezăm așa aici. Și le punem așa aici. Apoi le dați la frigider. Să vedeți, astea sunt bune, dar mâine cât de bune sunt. Când intră toate aromele și nuca și pruna una în alta. Bune, bune. Așa. Să mai facem cu cacao. Așa. Și cum am spus, le putem face și simple, doar le răsucim. Că oricum nucă este și în interior și le dăm prin cacao. Și punem așa în interior aici. Deliciu. Sunt simple și bune. Și astăzi le-am făcut împreună aceste prăjiturele bune, delicioase. Cum v-am spus, a început să se răcească și cât de curând o să facem și un cozonac împreună. Atunci o să stăm mai mult. Pe parcursul zilei o să stăm mai mult împreună. Așa. Să vă arăt cum îl fac eu, cozonacul.
Să vedeți ce bunătate e. Eu am pe canalul meu de YouTube prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Am circa 16-17 rețete de cozonaci. Și fiecare cozonac are rețeta lui. Și sunt rețete cu ouă întregi, cozonac la rețeta cu ouă întregi, cu gălbenușuri și ouă întreg, cu gălbenușuri, cu foarte multe gălbenușuri, doar cu albușuri, cu frământare, fără frământare, cozonacul cu cacao umplut cu nucă de cocos, îl găsiți acolo. Găsiți cozonac cu lichior, făcut în două culori. Să punem și acest așa aici. Ia uitați, vedeți cum sunt? Așa, cu cacao și cu nucă deasupra. Ia să le facem și pe acestea două. Și acolo pe canal găsiți foarte, foarte multe rețete. Și aici pe pagina, făcute în direct cu voi, sunt foarte, foarte multe. Doar vă duceți unde este lupa și scrieți ce doriți să căutați. Și vă apare. Toate făcute în direct. Prăjituri, prăjituri. Mulțumesc, Vivi! Delicii! Să știi că ai dreptate, sunt delicii. Sunt bune, rapide și se fac cu ce avem în casă. Vă pup, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Aceasta este rețeta. Ingredientele le-am spus de 2-3 ori pe parcurs la video. Le mai putem spune încă o dată cine dorește și cine a venit acum. Deci pentru umplutura de la biluțe, pentru biluțe, deci pentru compoziția noastră am pus 100 de grame de nuci măcinate, prăjite înainte și apoi măcinate, 70 de făină de pui nouă, 220 de prune fără în sâmburi uscate, 20 de grame de cacao, 50 de miere, am pus rom, puteți spune și esență, 50 de unt și cam o lingură de lapte. Lapte punem cât este necesar. Acestea sunt. Eu vă mulțumesc din suflet, vă pup dulce, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și ne vedem mâine cu o altă rețetă. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, pupici!